punctuals sau nepunctuali. Să ne cercetăm cât suntem de corecți în ceea ce spunem, în ceea ce facem, pentru că înaintea Domnului și vinovățiile mici sunt notate, chiar dacă nu sunt imputate la fel ca cele mari, dar Dumnezeu este sfânt. Ba chiar și noi, în relațiile interumane, ne place să avem de a face cu oameni corecți, cu care dacă ne înțelegem, vorba să fie vorbă, târgul să fie târg și așa mai departe. Problema este cu atât mai complexă cu cât ne aflăm într-un cosmos aflat în conflict. Pe de o parte avem de a face cu o organigramă a lui Dumnezeu, cu un plan veșnic, cu un Dumnezeu al orânduielii, al ordinii, și pe de altă parte cu un adversar în persoana celui rău, care n-are alt scop decât să producă haos și stricăciune. În 1 Corinteni, capitolul 14, apostolul Pavel vorbea credincioșilor care aveau darurile Duhului Sfânt și dacă diavolul n-a putut opri să nu fie, ce mai putea să facă să fie o degringoladă acolo, să nu fie lucrurile în armonie? Și citim versetul 33 în care apostolul spunea: căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Fapt valabil, scrie în finalul versetului, pentru toate bisericile sfinților. De altfel, în întreaga natură, toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. Chiar dacă nouă ne plac florile, la ce folos să fie niște flori în decembrie și să înghețe? Că tot nu pot să facă roadă. Păsărelele, în mod special păsările călătoare, își știu vremea. Dacă n-ar fi punctuale și ar inversa vremurile, și-ar risca viața. Ar fi împotriva naturilor să stea aici când este frig și să meargă în țările calde când este cald. De aceea și Domnul le dădea ca exemplu prin profetul Ieremia, citesc din capitolul 8 al cărții sale, arătând în contrast că poporul său nu este ascultător, nu este ordonat în voia Domnului. Citim versetul 7. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Turtoreaua și rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Dar poporul meu nu cunoaște legea mea. Este uneori foarte important să ascultăm de Domnul în clipa în care ne vorbește. Dar în mod deosebit, în ansamblu, este foarte important să ne încadrăm în vremea mântuirii, să nu o lăsăm să treacă, să nu treacă și anumita în Scriptură clipa potrivită. Povestea un frate că a fost pe front și în timp ce era într-un tranșeu, i-a vorbit o voce foarte clară, așa cum amintea fratele: ieși afară din tranșeu. Cum adică să ieși din tranșeu când ești pe front, că doar acolo ești mai scutit? Dar el a ascultat. În secundele următoare, o bombă a explodat exact în tranșeu și colegul lui care a rămas acolo a fost fârtecat. Haideți să luăm câteva principii, câteva domenii prin care putem să ne cercetăm dacă suntem sau nu suntem punctuali. Și în urmă, ca și în lecțiile anterioare, să luăm câteva exemple. Citim în Romani, capitolul 1, printre viciile umanității, apare și următoarea expresie, versetul 31. Călcători de cuvânt. Suntem sau nu suntem oameni de cuvânt? Vorbim sau nu vorbim la subiect? Așteptăm până ne vine rândul să vorbim? Sau sărim peste rând, nu suntem ordonați? A fi punctual înseamnă să vorbești când trebuie, să vorbești doar cât trebuie și să te ții de ceea ce ai vorbit. Înțeleptul scria în cartea Proverbe, citesc din capitolul 24,
versetul 28, nu vorbi în chip ușuratic împotriva apropiului tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Să încercăm să fim cât mai corecți, cât mai drepți în ceea ce spunem. Citim și din cartea Iov, tot legat de punctualitate, Elihu, știți, era mai tânăr în raport cu ceilalți trei care au vorbit înaintea lui, el a așteptat să-i vină rândul, 32:17, vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Asta ține de respect, nu doar de punctualitate. Și mă adăugăm un cuvânt din cartea Psalmelor, Psalmul 34, versetul 13, care l-aș încadra tot la punctualitate sau și la punctualitate, nu numai aici. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Și întoarcem pagina 36:3. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare. Nu vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. Să ne ajute Domnul să vorbim, cum spune în Efeseni, cu har, și în Coloseni scrie de asemenea asta, vorbirea să fie dreasă cu har și cu sare, în așa fel încât cine ne aude să poată să aibă valoare cuvântul nostru, să nu pățim ca în povestea aceea cu lupul și cu oile, că până la urmă nu l-a mai crezut nimeni, să fim corecți în ceea ce spunem. E foarte important ca cine recepționează vorbele noastre să se poată baza pe ele, că o vorbă dacă lipsește sau una dacă este în plus, strică. Se spune că Napoleon, atunci când a pierdut lupta la Waterloo, a greșit într-o informație. A scris unui corp de armată ce se afla localizat într-o altă parte, a început lupta. Dar pentru că scrisul a fost foarte greu de descifrat, comandantul de acolo a citit, am câștigat lupta. Și a venit doar așa, pe îndelete, să serbeze victoria. Pe când a venit, sorții războiului deja erau deciși. A fost înfrângerea lui majoră. Asta din cuvinte. Să ne amintim ce spunea Domnul, că din cuvinte poți să fii vinovat sau poți să fii scos nevinovat. Treci la un alt domeniu. E foarte important la capitolul punctualitate să administrăm la timp și nu numai la timp, potrivit cu un conținut înțelept, specific, trupul nostru. La ce mă refer? La muncă, alimentație, odihnă. Toate și-au vremea lor. Și dacă nu suntem punctuali, asta nu doar că ne va înrătăți sănătatea. Vom suferi și din punct de vedere spiritual, pentru că sufletul are ca suport trupul. Și dacă nu este păstrat în bune condiții, tot noi suntem cei care suferim. Scriptura cuprinde versete și referitoare la aceste aspecte. Să citim din Rut, capitolul 2, câteva referințe despre felul în care s-a derulat atunci o zi de muncă. Dimineața, Rut a rugat pe soacra ei să o lase să meargă să muncească. A venit Boaz și a observat toți angajații, toți oamenii care erau pe lanul său de grâu care se culegea și a întrebat cine este acea femeie. Și versetul 7 primește următorul răspuns. Ea a zis, dă-mi voie să strâng să culeg spice dintre snop rămase pe urma secerătorilor și de azi dimineață de când a venit, a stat în picioare până acum nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Versetul 14, la vremea prânzului. Observați, toate sunt potrivite la orarul lor. Au mâncat, apoi scrie aici, în versetul 17, ea a cules spice de pe câmp până seara. N-a aruncat din ceea ce mai era bun la masă? N-a uitat unde a pus ceea ce a adunat? Și scrie aici,
Citesc în continuare, versetul 17, a bătut ce culesese și a ieșit aproape o efă de ors. Pentru că dacă nu suntem punctuali și începem un lucru și îl abandonăm sau nu respectăm orarul, tot noi avem de păgubit. Iată și câteva versete din Cartea Psalmelor referitor la aceste activități și mă adaug ceva, de aici pot să iasă multe neplăceri la nivel de familie. Nu doar probleme legate de sănătate. Psalmul 104, versetul 27. Aici se vorbește despre Dumnezeu care, la rândul lui, vom da câteva exemple, este foarte punctual. Toate aceste viețuitoare, enumerate în versetele de până aici, te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. 127:2, tot Cartea Psalmilor. Degeaba vă sculați de dimineață, vă culcați târziu, ca să câștigați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el dă pâinea ca în somn. Deci, nu neapărat un orar supranormat face bine. Dumnezeu nu uită de noi, să ne încadrăm în ceea ce ne permite sănătatea, în modul în care Dumnezeu ne-a creat, și El va avea în vedere ca noi să avem cele necesare. Și mai dau din Psalmul 145, de la versetul 15, unde din nou li se vorbește despre nevoile creaturii și grija creatorului. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Mai adăugăm un cuvânt din Proverbe, capitolul 23. Versetul 29 și 30. Oameni care n-au orar. Ale cui sunt vaetele, a cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără pricină, a cui sunt ochii roșii? A celor ce întârzie la vin. Oameni care pierd noțiunea timpului și relele se adună. Și încă un cuvânt bogat din Eclesiastul 10, versetul 17, aici ni se spune că inclusiv o țară este favorizată de oameni punctuali. Punctualitate care pleacă de la orarul zilnic al fiecărui om. Și în mod special a celor ce sunt în frunte cu atât mai mult. Ferice de tine țară, a cărei împărat este de neam mare, a cărei voivos mănâncă la vremea potrivită, ca să-ți întărească puterile, nu ca să dea la beție. Să ne ajute Domnul să avem grijă. Trec mai departe. Ce înseamnă a fi punctual? A respecta activitățile în care ești angajat. La școală, la serviciu, în întâlniri, în plăți și în tot ceea ce presupune viața aceasta. Amintiți-vă de tabăra evreilor și faceți socoteala cam câți erau. Dacă 600.000 erau numai bărbați în stare să poarte armele. Avem de-a face cu o populație de milioane. 2-3 milioane. Cum a reușit să-i aranjeze? Fără punctualitate, ce-ar fi fost acolo? Un haos total. Fiecare tabără avea steagul ei. Și când Ietru a venit de la Moise, i-a spus, prea lungă coada aici, de dimineața până seara, împarte oamenii. Și o bună organizare, care respectată înseamnă punctualitate, poate să facă viața normală, chiar dacă e vorba de o mulțime. Altfel, e pericol. Se știe că dacă, de exemplu, mai mulți oameni ar trebui să evacueze o clădire sau dacă stau la rând să intre, fluxul ar fi mai favorabil dacă ar fi ordonați. Cu cât se înghesuie, cu atât intră mai puțin sau ies mai puțin dacă ar fi vorba de o evacuare, fie ea chiar și într-un caz de incendiu. Să luăm câteva referințe biblice pe lângă
exemplele amintite, Iov 1 cu 4. Asta pentru viața de familie, în ceea ce privește ordinea, este indicat într-o familie, un băiat și-a amintit când a crescut mare, când a auzit cuvântul sector, a zis, ăsta a fost un cuvânt despomenit la noi acasă. Că tot mereu se spunea, v-ați făcut sectoarele? Fiecare știe ce are de făcut? Iov 1 cu 4. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând un ospăț și pofteau pe cele trei surori lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Toate aceste aspecte pozitive, necesare vieții, este indicat să se formeze din familie. Corectitudinea în cele mici va favoriza apoi corectitudinea în cele mari. Citim din Cartea Proverbe, capitolul 11, unde ni se spune despre aspecte de ordin economic. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. De ce sunt verificați agenții economici? Printre altele și pentru că oamenii, dacă sunt lăsați de capul lor, înșală. Nu sunt corecți. Citim și din Daniel, capitolul 2, versetul 25. Unde este scris? Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa, informându-l că a rezolvat problema. Vă imaginați ce se întâmpla aici dacă Arioc nu era punctual? Erau în pericol multe alte vieți. E foarte important să ajungi la timp. Se spune despre Carol I, regele României, că fiind obișnuit cu stilul nemțesc, mai exact, i-a înțeles greu pe miniștrii care întârziau de la ședințele de coroană. Și odată a închis ușile palatului, i-a lăsat la poartă până s-au adunat toți și când a intrat le-a făcut cadou câte un ceas. La noi, în zona Sebeș Alba, era un fapt cunoscut, că atunci când se suna cu goarna să se adună oamenii, crainicul spunea așa, românii la 9, sași la 10. Și veneau toți împreună. Pentru că la noi este ceva specific, românesc, balcanic, nu știu. Ca să întârziem, să nu fim exact, să nu fim punctuali într-un cuvânt. Rămânând aici în profeți, citesc și din Osea, capitolul 12, versetul 7, Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și mai citim și din Noul Testament, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și apoi vom citi și din 2 Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 5 cu 14, vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Întoarceți pagina, 2 Tesaloniceni 3, de la versetul 6, vă poruncim să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială. Și neorânduiala, pe lângă cele spirituale care sunt majore și le voi aminti îndată, are de-a face și cu cele materiale, cu orarul, cu ordinea. Scrie aici în versetul 11, auzim însă că unul dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic. Nu sunt punctual când se școală, nu sunt punctuali unde își pun hainele, ce fac. Și toate astea sunt vinovății. Să ne amintim și de Laban. A fost foarte nepunctual. S-a înțeles cu Iacov pentru o fată. Și știți cât a iubit-o Iacov pe Rahela. Și după 7 ani, i-a dat-o pe cealaltă. Și știți cum s-a scuzat. Așa era noi obiceiul. Nepunctualitate totală. În lege este scris Levitic 27 că dacă cineva a promis ceva Domnului și se întâmple să schimbe un animal, nu-i punctual, amândouă trebuiau
socotite date Domnului. Punctualitatea este foarte importantă. De aceea, să ne ajute Domnul să fim atenți și curați în toate acestea. Mai dă Pavel un exemplu, amintește acest verset, luat din societatea laică, dar dacă și acolo sunt reguli pentru noi, pentru credincioși, trebuie să fie cu atât mai mult reguli. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiele. Nepunctualitatea te depunctează, te descalifică. Și acum amintesc cel mai important domeniu de punctualitate. A îndeplini slujbele sfinte la vremea hotărâtă, scrie în Matei 24, în Luca scrie puțin diferit, la vremea potrivită. Pentru că sunt lucruri pe care dacă nu le faci la timp, degeaba le faci mai târziu, că nu mai au valoare. Un frate relata că Domnul l-a trimis să meargă în capătul celălalt al satului și el s-a gândit, mă duc mai târziu. Și Domnul a fost foarte insistent și bine că el a fost receptiv, te duci acum. Și când a ajuns acolo, a văzut că gazda era puțin sfioasă și a făcut numai decât o manevră, a stat de vorbă cu el, ce se întâmplase? Acel om își pusese în plan să se sinucidă și i-a arătat frânghia cu care era în mână când l-a văzut în curte. A te duce la timp, uneori este o chestiune de viață sau de moarte. Uneori Dumnezeu ne testează să vadă cât suntem de punctuali. De asta are de a face, asta are de a face cu încrederea pe care cineva poate să o aibă în noi și în fond și în primul rând Dumnezeu. La un misionar mai în vârstă s-a prezentat unul tinerel și unul le s-a părut că e prea tinerel. Și l-a zis, lasă că-l testăm. Și l-a chemat la acel bord al misiunii la ora 3 dimineața. Și zice, de ce îl chem așa dimineața? Lasă că vorbim mâine. Și fratele care l-a chemat s-a dus la ora 8. Și, nu, să nu greșesc, analiza lui s-a făcut la ora 8, dar fratele l-a observat la ce oră a venit, că era acolo. Și a zis, pentru că ai văzut că ai fost punctual și ai așteptat, am vrut să-ți testez ascultarea și dorința de a sluji. Am încredere că dacă te trimit undeva, te duci. Să luăm mai multe referințe biblice care ne dovedesc rânduielile biblice și cele stabilite în adunare, rețineți. Vom vedea că sunt astfel de referințe, trebuie respectate și oamenii punctuali se încadrează în ele. Cartea Numeri, capitolul 28, versetul 2. Poruncește copilului Israel și spune-le, să aveți grijă să-mi aduceți la vremea hotărâtă darul de mâncare, hrana jertfelor mele mistuite de foc, care îmi sunt de un miros plăcut. Și știți ce scrie în continuare? Nu era vorba doar de cele trei sărbători mari de peste an. Era vorba inclusiv de jertfa de dimineață și de jertfa de seară. Nu se putea să spună vreodată preoții, a, n-am reușit așa dimineață, lasă că eu aducem jertfa pe la amiază. Nu, era o jertfă dimineața și una seara și trebuia respectat orarul. Noi nu mai trebuie să facem jertfe, dar trebuie să ne rugăm. Psalmul 32:6. Cine se roagă la vremea potrivită, chiar de s-ar vărsa ape mari pe el, nu vor atinge deloc, dacă nu s-a rugat la vremea potrivită. E suficient să întârzi o jumătate de oră peste un moment al chemării la rugăciune, timp în care să se poată consuma o ispită și ești falimentar. Iată ce vă citesc din cartea Maleahii, tot legat de punctualitate și nu numai de orar, de calitate. Spune Scriptura aici că după întoarcerea din robie, Dumnezeu era nemulțumit pentru că ei tratau slujbele sfinte
într-un mod peorativ. Nu contează. Dumnezeu să se mulțumească și cu ceea ce nu iese de calitate. Versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Versetul 8. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Pentru că punctualitatea însemna să respecte condițiile, criteriile de jertfă. Să n-aibă cusur. Când aduceți una șchioapă sau beteagă, sau este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seamă de ea, zice Domnul oștirilor. Versetul 12. Voi pângăriți masa Domnului. O disprețuiți. Versetul 13. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți? Zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Și răspunsul categoric este nu. Să trecem în Noul Testament. La cartea 1 Corinteni, de unde vom citi mai multe versete. Mai întâi 7 cu 17. Încolo. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Și acum observați ideea. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Se convertea un om care era sclav. Nici o problemă să rămână sclav. Spune în versetul următoare că dacă poate, să se elibereze. Dar nu se punea problema că este o vinovăție. Cred că aici se referă și la unele aspecte legate de viața de familie, dacă privesc la întreg contextul. Aceeași epistolă, 11 cu 34, când e vorba de cina Domnului. Am auzit cândva și aici o vociferare, pare mi se, de ce stăm la cina Domnului după ora 12? Este rânduiala bisericii noastre, știți că e slujba obișnuită, apoi cine nu ia cina se retrage și rămân doar cei ce se împărtășesc. 11 cu 34. Finalul versetului. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Asta are de a face cu o organizare internă a bisericii. Punctualitatea înseamnă respectarea unor înțelegeri care le-am făcut. Întoarce pagina în capitolul 14, legat de slujire. De la versetul 26. Ce este de făcut, fraților, când vă adunați la oaltă? Și observați numai câteva mențiuni ce țin de punctualitate. Versetul 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, să fie ordine și unul să tălmăcească. Altă rânduială, versetul 29. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, ci lasă judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi, să tacă. Punctualitate, reguli, rânduieli. Dumnezeu a reușit să facă rânduială, cum vă spuneam, în tabără cu niște sclavi, milioane de oameni. Cum nu se poate face rânduială la o adunare de zeci sau sute de membri? Sigur că se poate. Încă o pagină întors, 16 cu 1, legat de strângerea banilor, a ajutoarelor. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit, accentuez, am rânduit bisericilor Galatiei. Cu cât o rânduială este mai generală, cu atât este mai ușor de acceptat. Observați felul cum a rânduit în Galatia, în peninsula Asia Mică, la fel a rânduit și în zona Ahaiei, în sudul Greciei. Ca frații, să ne gândim că și în vremea aceea exista migrare dintr-o parte în alta, să întâlnească aceleași rânduieli. Ne-au povestit frații din Anglia care au mers și misionează în Extremul Orient, atunci când s-au dus după obișnuința noastră, s-au pus pe genunchi, s-au rugat și când s-au ridicat frații, deși nu-i văzuse niciodată, ăștia-s ca noi. Că numai la noi, frații când vin, se pun pe genunchi, se roagă și s-au putut armoniza, fiind aceleași rânduiele. Aici mai vin cu o mențiune. Rânduiala sfântă începe cu a respecta Scriptura și cu a rândui oameni care să organizeze și să supravegheze orarul. Ascultarea lor este nu doar supunere, e punctualitate. Vă citesc din cartea Numeri, să vedeți Moise,
omul experimentat cu o tabără de sclav, cum vă spuneam, la sfârșitul activității sale, ce s-a rugat Domnului? Referitor la punctualitate, Numeri capitolul 27, de la versetul 15. Moise a vorbit Domnului și a zis: Domnul Dumnezeu, Duhul oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor, să intre înaintea lor, să-i scoată afară, să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Punctualitate. Știți, de exemplu, când mergea Moise la cort, toată lumea stătea în picioare la ușa cortului. Ordine. Să ne amintim și citim din cartea Neemia că acest bărbat numit guvernator, ajutat de Ezra, au fost contemporani, Neemia capitolul 12, au avut de rânduit multe, pentru că în aceeași vreme preotul Eliashib era un împrăștiat, puțin spus. Era un om care nu-i păsa de slujbele din casa Domnului. Cămările sfinte și-au schimbat destinația, porțile leviților nu li se dăduseră și oamenii au fost nevoiți să plece de la slujire, că aveau nevoie să-și întrețină familiile. Neemia 12, de la versetul 4 și 4, în ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare și enumeră, să nu citim toate versetele. Întorc pagina, capitolul 13, versetul 13. Am dat cămările în grija preotului Shelemia, cărturarului Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, că și le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Și mai citim versetul 30 și 31, i-am curățit de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuia să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui, în ce privea atât darul lemnilor la vremi hotărâte, cât și cele din tâi roade. Și în final se roagă el: adus aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Și eu cred că cine face lucrul Domnului la timp, și Domnul își aduce aminte de el la timp. Îmi place mie uneori să salut pe frați cu cuvintele: să-ți dea Domnul îndurare la vreme potrivită. Dar pentru asta e necesar ca și noi să fi fost cei care am făcut lucrarea Domnului la vreme potrivită. Să adăugăm și din Noul Testament unele referințe ca să înțelegem această nevoie de rânduire. Fapte capitolul 14, Pavel, ca unul care punea temelia, ca un meșter zidar înțelept, obișnuia să stabilească lucrurile. Și stabilirea lucrurilor începe cu stabilirea oamenilor, pe responsabilități. 14:23. Am rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră, pentru ca să vegheze asupra a ceea ce se petrece. Știți, Domnul și-a rânduit 12 ucenici, apoi a rânduit alți 70 și, cum spune în Corinteni 12:28, Dumnezeu a rânduit în biserică și sunt enumerate slujbele acolo. Sau cum îi scrie Pavel lui Tit, un colaborator apropiat, Tit 1:5, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Rânduiala este bună în cele sfinte, în cele materiale, în cele de sus, în cele de jos. Dacă vă amintiți, cu un timp în urmă un frate a povestit aici la noi că Domnul i-a dat într-o noapte un vis să ducă ceva bunuri alimentare la o soră. Și l-a întârziat vreo 2 săptămâni și pe când s-a dus, sora i-a zis: am fost în mare nevoie acum 2 săptămâni, dar a venit un frate și mi-a adus de toate. Și ce i-a mai venit lui să întrebe? Dar de unde a fost fratele? Sora a zis: nu știu, dar a rămas la noi la adunare. Și ce i-a mai venit lui să întrebe? Și ce a predicat? Despre unii veniți prea târziu. L-a lovit ca o săgeată în inimă. Și ce, soră, dă-i așa plasa de la mine. Și parcă Dumnezeu așa a instruit-o ca să-i dea o lecție, zice: nu-mi trebuie, că mi-a adus de toate, du-o unde vrei. Și a ieșit omul cu plasa afară, stătea în drum și nu știa încotro să o apuce.
că atunci când Dumnezeu l-a trimis, nu s-a dus și apoi lucrurile nu mai aveau aceeași valoare. Mai fac o precizare înainte de a trece la exemple, să nu confundăm un om punctual cu un om fixist. Pentru că înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Dumnezeu nu are neapărat un orar matematic. Să plouă întotdeauna în 12 iulie la 4 după masă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu le face pe toate să fie frumoase la vreme. Eu cred că Dumnezeu are un orar, dar în orarul său prinde în calcul mai mulți parametri. Ca să dau un exemplu imaginar, Dumnezeu începe sau lasă ploaia atunci când unul și-a introdus fânul în pod, când altul a ajuns acasă, dar asta nu înseamnă că nu-l plouă pe ăla care a întârziat. Cum undeva la o adunare au avut un botez în aer liber și pe la ora două a plouat și unul zice, dar nu a mai putut Domnul să mai țină ploaia jumătate de oră. Și altul zice, da, a așteptat după voi până la ora două dacă n-ați terminat. Deci Dumnezeu are un orar mai complex decât ni se pare nouă. Când aduce zăpada, când are o trimitere, el își respectă legile și când nu se respectă legile în natură, asta nu-i din vina lui, nu că Dumnezeu nu-i punctual. Ascultați-mă ce vă citesc din Ieremia, capitolul 5. De la versetul 22, nu voi să vă temeți. Eu am pus mării ca hotar nisipul și mare punctual. Versetul 23, poporul acesta însă are inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă. Și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeu nostru care ne dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Din pricina nelegilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăți. Pentru că Dumnezeu intervine întru totul la vreme. Și știți ce îmi pare mie că e mai frumos din ce face Dumnezeu la vreme? Că ne vine în ajutor la vreme potrivită. Zice în 2 Corinteni 6:2, la vremea potrivită te-am ascultat. El știe care e momentul cel mai prielnic pentru a interveni. Dar apropo de punctualitate, unde cred eu că Dumnezeu excelează potrivit desăvârșirii sale, vă citesc din cartea Daniel, în orarul sfârșitului. Nu doar că sunt lucruri plănuite de mii de ani, dar sunt lucruri foarte complexe. Știți, spune Scriptura în Apocalipsa că diavolul își adună toate forțele, că este mâniat, neamurile sunt mâniate. Și scrie aici în cartea Daniel, vă citesc din capitolul 11, versetul 27, partea finală, că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Tot aici citim, versetul 35, partea finală, sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Și întoarcem pagina în capitolul 12, versetul 7. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului și a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Versetul 11, de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferit cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Cât de punctual va fi Dumnezeu. Nu va fi o zi în minus sau o zi în plus, căci El toate le face la vremea lor, slăvit să-i fie numele. Venirea Domnului și toate evenimentele sunt, rețineți cele două expresii ce vi le-am amintit din cuvintele Mântuitorului, la vremea lor, la vremea potrivită. Pentru că asta de fapt înseamnă punctualitate, nu neapărat matematică, înseamnă momentul optim. Când o lucrare, deja mai ne potrivim noi și spunem pe 15 septembrie ne programăm la 1 ianuarie, culegem merle. Poate atunci îi ploaie.
Poate a fost o toamnă timpurie sau târzie și nu neapărat atunci cel mai potrivit să le culegi. Dar, de exemplu, dacă ne-am înțeles cu cineva, asta spuneam fraților care sunt de slujbă, fie aici, fie în misiune. Frate, dacă știi că ești programat, te duci. S-ar putea să nu poți, dai telefon. Hai să admit că uiți. Dar să nu dai telefon nici când ți-aduce aminte. Să-și ceri iertare când n-ai fost. Asta ar însemna totală nepunctualitate. Poate greșim, poate uităm. S-a întâmplat ceva în trafic. Întârziem. Punctualitate înseamnă cel târziu, cel puțin, în urmă, să-ți corectezi greșeala. Iată câteva exemple. Mai întâi, trei exemple negative. Primul exemplu, Faraon. Citim în cartea Exodul, capitolul 8, versetul 29. Știți comportamentul său față de Moise și Aaron? Moise a răspuns, am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui, dar să nu ne mai înșele Faraon, nevrând să lase bor să plece ca să aducă jertfe Domnului. Le promitea și nu se ținea de cuvânt. Să nu uităm că aceste promisiuni au de-a face cu toate datoriile noastre. Nu poți să returnezi banii cuiva, cel puțin corect ar fi să iei de la altul și să-i dai la acesta dacă el nu te îngăduie. Să nu fim cum spunea cineva că l-a sunat un datornic și a zis, nu pot să-ți dau banii. Luna următoare, dar tot cu indiferență. Că atâta nu-i destul doar să sun dacă nu pui sufletul să rezolvi. Și nici luna asta nu pot să-ți dau bani. Păi așa ai spus și luna trecută. Trecem la un alt exemplu care este mai aproape de noi, a spune fiul lui Eli. I-am numit oamenii care fac lucrarea lui Dumnezeu, dar fără a respecta cerințele sfinte. Eu cred că această vinovăție a fost mai mare decât imoralitatea lor. Așa rezultă din textul biblic, pentru că așa cum le-a spus tatăl lor, prin ce făceau ei cu jertfele, păcătuiau față de Dumnezeu și păcatul față de Dumnezeu e mai grav decât păcatul față de oameni. 1 Samuel 2, versetul 13. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se frebea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne. O văra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor celor din Israel care veneau la Silo. Versetul 16. Și dacă omul zicea, după ce se arde grăsimea, că aceea trebuia să fie dată Domnului, vei lua ce-ți va plăcea? Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului, rețineți, de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Să fim atenți. Punctualitatea în lucrurile sfinte. A umbla cu banii Domnului, a transmite mesajul Domnului. Dacă Domnul a spus un cuvânt, transmiți un cuvânt. Atât ai primit, atât dai. Cine își permite așa ceva, astea nu ține doar de inexactități. Astea nu sunt omisiuni care treacă-meargă. Și vreau să observați, ei făceau asta în mod repetat. Cine își permite așa ceva, va stârni mânia lui Dumnezeu. De aceea, pentru un om trimis de Dumnezeu, scrie aici în versetul 29, i s-a imputat lui Eli și întregii lui case, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele întiroade luate în toate darurile poporului meu Israel? Ce revenea Domnului trebuia să fie dat Domnului. Cum aminteam versetul din Levitic, dacă ceva era promis lui Dumnezeu, nu se mai putea schimba. Iar ceea ce revenea Domnului prin însă și legislația referitoare la jertfe era de neschimbat. Și încă un exemplu,
din cele spuse Domnul Iisus Hristos, ispravnicul necredincios. L-am numit slujitorul fără orar, dar de ce n-avea orar? Luca 12,45. Era dedicat plăcerilor păcătoase. Astea l-au făcut ca să-și piardă punctualitatea. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vin, dacă începe să bată pe sluși, pe slunci, să mănânce, să bea cu, să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu s-așteaptă și în ceasul pe care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși, nu credințat lui, lor. Pentru că scrie în versetul 42 că ar fi trebuit să le dea partea lor de hrană la vremea hotărâtă. Iată exemplele negative care ne sunt scrise în Biblie ca noi să nu le repetăm. Dar avem și exemple pozitive care sunt de urmat. Primul exemplu pozitiv, Samuel, copilul de la templu, 1 Samuel 3. L-am numit copilul prompt în ascultare, care a devenit omul consecvent și punctual până la moarte. 1 Samuel 3, cunoaște chemările Domnului. Versetul 4, atunci Domnul a chemat pe Samuel, a răspuns, iată-mă, și-a alergat la Eli. Asta e punctualitate. Nu cum avea un obicei un copil să spună, imediat. După 15 minute, te-am strigat, imediat. Asta e nepunctualitate. Citim tot despre Samuel în capitolul 7, pus în slujbă, versetul 15. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an, a fost foarte punctual toată viața, să facă în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui și acolo judeca pe Israel, l-a zis acolo în altar Domnului. Și când dă raportul asupra activității de o viață, 1 Samuel 12, stă în fața tuturor și nu l-a putut nimeni învinui. Cred că este un exemplu pentru toate categoriile de vârstă. De la categorii, de la prima categorie de copii mici până la bătrânețe, la pensionare. A fost la fel de punctual cu rugăciunea când a zis, eu nu voi păcătui ca să nu mă rog. Un alt exemplu scump și acesta cum însăși Domnul l-a numit Daniel. Eu l-am numit studentul de nota 10 și bătrânul cu cazierul curat sau punctualitate în fiecare zi. Citesc din cartea sa, capitolul 1 de la versetul 12. I-a spus administratorului, încearcă pe robii tăi 10 zile. Ce credeți, în zilele alea a fost punctual cu mâncarea? Sigur că da. Era sub probe. Să te uiți apoi la fața noastră și să tragi concluziile. Versetul 15, după cele 10 zile erau mai bine la față și mai grași decât toți și la stineri care mâncau din bucatele împăratului. Capitolul 6. Dar eu a găsit cu cale să pună peste împărăție 127 de regători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora și Daniel. În această etapă istorică, Daniel avea peste 80 de ani. Dregătorii aceștia aveau să dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel se întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsa la el nici o greșeală la el și nici un lucru rău. Cred, evidențele sunt clare, punctual. Dar scrie în versetul 10 că era punctual și cu rugăciunea. Păi nu cred că un om care e punctual la serviciu nu poate fi punctual la adunare. Și un ultim exemplu, îngerii. Eu i-am numit sistemul cel mai operațional de intervenții. Vedeți, oamenii folosesc acest număr
112, să sune la urgențe. Spunea un frate că a sunat și știți că se cer câteva explicații și el, pentru că era vorba cineva din familia lui, veniți că moare, lăsați-mă cu detaliile. Bine, era o procedură anume. Dar îngerii sunt cei mai punctuali în intervențiile lor. David are foarte multe versete în psalm, cred că vi le amintiți, când strigă, Doamne, vino de grabă în ajutorul meu, când era în peșteră, dacă întârziau atunci îngerii. Eu cred că îngerii au indus acea stare de somn și l-au flancat pe David atunci când a ieșit din peșteră. Ei sunt omniprezenți, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul. Duc mesaje la timp. Ce s-ar întâmpla dacă rugăciunile noastre ar apuca pe undeva prin buzunarele îngerilor, să ne imaginăm așa noi ca oameni? O, scuză-mă, am uitat să transmit. Nu, aici există o punctualitate desăvârșită. Iată ce scrie în Psalmul 103 despre îngeri. Și gândiți-vă că noi trebuie să ajungem să slujim împreună cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Vom fi ca îngeri. Se poate baza Dumnezeu aici pe noi cum se bazează pe îngeri? Numai diavolul a zis, scrie în carte, eu, că Dumnezeu nu se încrede în îngeri. Eu nu cred asta. Eu cred că în îngerii săi se încrede, eu cred ce scrie aici, nu ce-o șopti Duhul acela. Psalmul 103, de la versetul 20. Binecuvântați pe Domnul Îngerului, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui, care ascultați de glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin. Încheiem afirmând că nepunctualitatea, fie ea în vorbire, în activități familiale, sociale, eclesiastice, atenție, este dovada vizibilă a unui viciu ascuns. Cine nu-i punctual, se vede. Dar cine știe de ce nu-i punctual? Are el ceva în ascuns. Spunea un om ajuns în spital, când cineva l-a întrebat, de ce nu vrei să te predai Domnului? Și zice, am trecut eu pentru o încercare grea, m-am răsturnat cu raba în Mureș și am promis la Dumnezeu că mă întorc. Dar zice, mie îmi plăcea să mai beau și știi ce am făcut? Nu i-am promis când. Și bietul om a murit așa, că nu i-a promis lui Dumnezeu pe când. De ce n-a putut fi punctual? Pentru că avea el un viciu ascuns. Iată ce scrie în cartea Țefania, capitolul 3, versetul 4. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători. Preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. De ce? Pentru că aveau păcatele lor. De ce nu au fost punctual fiii lui Eli? De ce le trebuia lor să încalce acele reguli? Aveau ei preteniile lor, stricăciunile lor. Repet, punctualitatea este un viciu vizibil care ascunde de fapt sau care arată în substrat alte vicii. În schimb, punctualitatea, sau îmi place cum o numește Pavel în Coloseni 2, buna rânduială. La asta, că poate vă întrebați, că nu găsiți termenul ăsta în Biblie, l-am socotit mai central și se adună în el mai multe, de aceea l-am folosit. În Coloseni 2, versetul 5, asta ar fi expresia poate cea mai specifică, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinții voastre în Hristos. Ar putea să fie tărie în Hristos fără bună rânduială? Părerea mea că nu. În schimb, uitați-vă ce zice în Amos capitolul 3, într-o vreme stricată, versetul 9. Strângeți-vă pe muntele Samare și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei și ce arsupriri sunt în ea. Neorânduială are de-a face cu păcatul, buna rânduială are de-a face cu credința și neprihănirea. Doamne, ajută-ne să poți privi și spre noi, ca spre o armonie, spre oameni care întocmai și la timp fac voia Ta. Amin.